Mă numesc Părvu Marian, sunt din Târgoviște, am 35 de ani. Accidentul meu a fost în timpul Revoluției, în 89. Pe 25 decembrie, mai precis, am traumatism vertebromedular la nivelul T10-T11. Spui și mie care a fost cea mai grea parte în zilele de spital? Cea mai grea parte era că aveam dureri fizice foarte mari și nu eram învățat cu situația de a nu-mi simți picioarele. Ai ajuns să dezvolți o înțelegere a bolii? Abia nu. Mulți ani mai târziu, pentru că eram totuși minor și nu înțelegeam cam cu ce se mănâncă. Ai avut așa... Care a fost cea mai mare frică de început? Cea mai mare frică, țin minte, chiar am plâns. Vărul meu mi-a spus odată, zice, n-o să poți să ai o prietenă, o iubită. Și era perioada în care deja începeam să ne gândim la prieteni. Eu chiar aveam prieteni la școală, până în accident. Și până la urmă am dovedit că poți avea chiar multe. Care a fost reacția familiei la aflarea veștii că... Au fost pietrificați, vă dați seama. Mama mea chiar se ruga de doctorii de la camera de gardă din Târgoviște să mă salveze. Bineînțeles că cred că în multe cazuri s-a întâmplat să spună pregătește-te mai bine de pomană decât că nu mai supraviețuiește până a doua zi. M-am încăpățânat și de data asta și am supraviețuit. A doua zi am fost trimis în București la spitale. La Budimex prima dată și apoi la Spitalul Nou. Care suport personal ți-a fost cel mai de ajutor în a depăși momentul? În ce sens suport personal? Adică poate o întâmplare sau poate o persoană sau... Părinții? Fratele meu și faptul că după accident am reușit să dobândesc, să atrag în jurul meu mai mulți prieteni decât aveam înainte. Cum a fost, cum te-ai descurcat cu stresul de început? Cred că eram prea mic. Eram totuși prea mic ca să mă gândesc la complicațiile vieții de TV-mist. Ți-ai fi dorit să știi anumite lucruri atunci? Pe care da. Le știi acum și atunci nu le știai? Da, da. De exemplu, mi-aș fi dorit să știu că o poziționare corectă, un cărucior, făcut pe măsura mea, pe care să-mi suplinească nevoile de persoană cu paraplegică. Cred că acela ar fi fost un lucru foarte util să-l fi știut dinainte, pentru că nu mai aveam complicații, am avut complicații cu scolioză, am avut complicații cu escare. Sunt multe chestii pe care cred că de-abia acum le conștientizez și îmi dau seama cât de importante sunt pentru o viață activă. Unde au fost cele mai importante puncte de răscruce în reabilitarea ta? Plecările în străinătate. Am fost plecat în Franța și în 90, imediat după Revoluție, și în Italia, dar consider că în mare parte
în Italia am recuperat foarte mult. Cea mai grea parte a reabilitării? Care a fost? După operațiile de scolioză. A trebuit să muncesc mult. Și foarte repede după operație. Cam o lună de zile am început recuperarea. Și ajutor financiar de unde ai primit? Fiind împușcat în timpul Revoluției, nu duc grija banilor. Deci să înțeleg că nici acum nu ai griji financiare. Nu, din punctul ăsta de vedere. Poate că îmi propun eu prea multe și prea multe cheltuieli și câteodată s-ar calm. Cum a fost tranziția asta de la spital la casă? Ai simțit-o? Te-a marcat? Nu. Am avut prieteni aproape și am reușit să depășesc orice barieră. Familia te-a susținut? Da. Da. Deci pot să spun că dacă nu erau ai mei, nu ajungeam așa cum sunt în ziua de astăzi. Consider eu împlinit. Ești independent acum? Da. Locuiești singur? Sau? Locuiesc singur. Conduc în autoturism. Urc scaunul rulant în autoturism singur. Fac mâncare, mi spăl, mi calc. Care a fost îngrijirea primară de care ai beneficiat? Adică la început, primele... În ce sens? Nu știu, poate rigur. Mâncare, să primești mâncare sau să primești ajutor în a te mișca de pe o parte pe alta. Da, în spital trebuia să fiu atent că aveam câteva furtune care atârnau pe lângă mine. Cum a fost la întoarcerea la școală? Prima zi de școală, primul cu tremur. M-au lăsat colegii acolo. Eram la etajul 1, am urcat cu ajutorul lor, dar de frică, panică, au luat la fugă. A fost cu tremur din 90 din mai. Mai, parcă. Deci le țin în minte. Da. Și mai departe, la liceu, la facultate? Fără probleme, tot cu ajutorul prietenilor. Nu era accesibilă, pentru că era o construcție nouă. Ulterior, au mai accesibilizat-o, au fixat sălile de curs în funcție de nevoile mele. Nu a fost. A fost înțelegere din punctul ăsta de vedere. Practici vreun sport adaptat? Nu de performanță, dar mi-ar plăcea basket. Și care e, mă rog, care e rolul sportului în viața ta? Condiție fizică... Și, nu știu, cred că și multe decizii pe care le iei și în viață le poți, ar putea fi transpuse din basket în viața de zi cu zi sau din sport în general în viața de zi cu zi. Deci joci ceva sport. Da. Faci ceva sport. Da. Ce tip de muncă faci? Sunt jurez la Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilități din Târgoviște, din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște. Și, bine, la tine nu a fost cazul. S-au schimbat cumva relațiile de familie după accident? Da, poate. Au fost mult mai strânse. Și părinții mult mai devotați,
Am învățat să ne iubim mult mai mult. Și relațiile cu prietenii, cu copiii? V-am spus, s-au înmulțit după accident. Ce este important pentru părinți să înțeleagă în momentul în care au un copil așa? Să înțeleagă că trebuie să primească tot sprijinul lor posibil și să facă tot posibilul ca acel copil să-și urmeze educația la școală, să fie cât mai bine integrat. Deci nu în sensul de a fi copoloșit, de a dragostea aceea sufocantă care face ca persoana cu handicap să stea în casă și să nu-și pună în valoare aptitudinile ei. Care este cea mai grea parte, în a avea în familie un om cu dizabilități? Cred că este percepția mediului înconjurător și al societății, în general. Viața socială. Trebuie că mori. Ce faci pentru a te distra? Ies în cluburi, la restaurante, caluri în general, în natură, la pescuit, diverse activități pe care le facem cu centru sau mai privat cu colegii mei de muncă. Colegii tăi sunt și ei ca tine sau? Da. Toți sunt noi și care avem diferite dizabilități. Întâlniri? Fete? Da. Numeroase. Care informație și sfat referitoare la sex ți-a fost cel mai de ajutor? Nu știu. La sex cred eu că vine așa, pe cale naturală. Nu trebuie neapărat să îți spună cineva ceva. Dar am descoperit că, de exemplu, cu papaverina pot să... N-am încercat până acum, dar injectând papaverina poți avea niște partide de neuitat. Ai fost împreună cu cineva, cu o fată? Și dacă da, cam cât timp? 6 ani cel mai mult. Ai copii? Nu. Din câte știu eu. Nu s-a declarat niciunul. Ai fost vreodată mânios sau violent sau... Te-ai simțit vinovat pentru ce ți s-a întâmplat? Nu. Ai consumat alcool și droguri ca să suplinești anumite... Nu consum de fel. Am încercat tot ca să-mi îmbunătățesc calitățile sexuale, dar mi-am dat seama că dorm mai bine. După un pahar de vin, doar. Te-ai gândit vreodată la suicid? Nu. Poate, nu știu, stăteam și mă gândeam că zic, ia uite, alții cum fac, dar nu în cazul meu. Ești fericit? Da. Îmi place să fiu în pielea mea. Care a fost cea mai neașteptată schimbare din viața ta? Nu neapărat fericită, nu? Nu. Neașteptată. Sfârșitul relației de 6 ani de zile. Care este sau care sunt prioritățile tale în problemele de zi cu zi?
Deocamdată muncesc. Muncesc și încercăm să facem activități cât mai bune pentru persoane cu dizabilități care vin la noi în centru. Și cum îți vezi viitorul? Înfloritor. Ai așa vreo grijă principală când te gândești la viitor sau vis-a-vis de viitor? Da. Sper să pot face copii. Deocamdată nu este cazul, dar când va fi momentul, sper să pot să fac asta. Poți să dai un sfat sau care este cel mai important sfat pe care îl poți da altă persoană aflată în acea situație? Persoanele cu handicap au, pe lângă drepturi, au și obligații. O obligație morală este aceea de a se face văzuți, de a se face auziți, de a ieși în societate. Trebuie să ne mai ajutăm și noi pe noi, nu doar să așteptăm ajutor din altă parte. Și, încă o întrebare, crezi în Dumnezeu? Da. Te-a ajutat? De multe ori.